Consiliul Audiovizualului își consolidează capacitățile de monitorizare a posturilor TV și radio cu suportul Uniunii Europene. Instituția a fost dotată cu echipament modern care îi va permite să analizeze concomitent conținutul mai multor buletine de știri și emisiuni. La evenimentul de transmitere a donației a participat ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Majeix, care a punctat că în ultimul an a fost accentuată importanța activității CEAU-ului în contextul luptei cu dezinformarea. Sprijinul oferit de Uniunea Europeană pentru CEA include 45 de computere, 16 laptopuri, 8 monitoare, 55 de licențe pentru diferite tipuri de soft și alte dispozitive necesare pentru stocarea și prelucrarea informațiilor în procesul de monitorizare a conținutului audiovizual. Pare să fie o contribuție mică, dar de fapt e vorba de 3 milioane de lei, deci 125 de mii de euro, pentru o situație nu tocmai strălucită financiară a unei instituții publice din Republica Moldova. Când am venit la CEA, nu aveam deloc capacități de a stoca, de a capta imagini, deci practic trebuia să cerem înregistrările de la furnizori. Am avut situații în care, pentru că furnizorii au refuzat să ne dea înregistrări, nu am putut pur și simplu să ne facem munca de monitorizare. Ambasadorul Uniunii Europene a precizat că eficiența activității Consiliului Audiovizualului ține și de cerințele față de Republica Moldova ca țară candidată pentru aderarea la UE. But equally for us it's very important the quality of work of the Audiovisual Council as a media monitor, in other words, a body that is checking whether there is no disinformation, whether there is no propaganda. During the past year and a bit, we have already seen how important the work of the council is, but also we have seen that it had limited technical means at its disposal. Valoarea totală a echipamentului donat de UE este de 125.000 de euro.